Bianca și Patriția, cele două tinere românce înghițite de apă în Italia, au fost găsite azi de autorități. Trupurile nensuflețite ale celor două fete au fost descoperite de voluntarii protecției civile. Acestea se aflau la 700 de metri de locul în care erau când râul Natisone s-a umflat dintr-o dată, iar ele nu s-au mai putut salva. Cristian, băiatul care le însoțea, e în continuare căutat de scafandri, pompieri și voluntari. Primarul din localitate speră la o minune în cazul său, însă cu fiecare oră care trece, șansele ca acesta să mai fie găsit în viață scad dramatic. Atenție, sunt imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Trupurile fără viață ale celor două tinere se aflau în zona de aval de mica plajă, unde cei trei prieteni au fost înghițiți de ape. Anunțul a fost făcut duminică la prânz de primarul localității Premariaco. Patriția și Bianca, fetele de 20 și 23 de ani, nu au avut nicio șansă în fața naturii dezlănțuite. Cristian Molnar, tânărul de 25 de ani, care era împreună cu cele două fete, este în continuare dispărut și căutat de scafandrii italieni. Patriția era studentă în anul 2 la Academia de Arte Frumoase din Udine. În ziua în care s-a întâlnit cu prietenii ei pe malul râului, fata tocmai ce susținuse un examen și voia să sărbătorească. S-a întâlnit cu prietena ei, Bianca, care studia la Facultatea de Economie din București, și cu Cristian. Am sfătuit-o să nu meargă pentru că era obosită, a spus mama Patriției în lacrimi. Dar ea a spus, hai să stăm puțin și să facem câteva fotografii. Hai, mamă, hai să mergem. Când și-a dat seama că nu poate ajunge la mal, chiar Patriția a sunat la 112. La fel a făcut și șoferul unui autocar de copii, care i-a văzut pe tineri în pericol. Cu apa până la genunchi, cei trei tineri se țin strâns în brațe în încercarea disperată de a face față viitorii. Natisone este adesea supus unor inundații bruște, după cum avertizează panourile care interzic scăldatul în zonă, tocmai din cauza pericolului de NEC. În cursul zilei de sâmbătă, echipele de salvare au găsit telefonul mobil folosit pentru a trimite un SOS la numărul de urgență 112. Aparatul, al cărui semnal fusese interceptat în ultimile ore, aparține Patriției Cormos, studenta de 20 de ani încă dispărută, aparatul aflându-se în geanta tinerei. Telefonul a fost găsit sâmbătă în apropierea malului râului, nu departe de podul Romano, potrivit news.ro. Operațiunile de localizare au fost posibile datorită sistemului LifeSeeker, care utilizează un dispozitiv montat pe o dronă pentru a fixa și localiza poziția celulelor telefonice, chiar dacă telefonul mobil este închis.